Ascultați prietenul dumneavoastră muzical, Radio Random. Ascultați prietenul dumneavoastră muzical, Radio Random. Ascultați prietenul dumneavoastră muzical, Radio Random. Programul muzical Radio Random. Ascultați programul muzical Radio Random. Radio Random face parte din departamentul studioului local Radio Stil FM, un radio pentru toți. Radio Random transmite în fiecare zi, de luni, miercuri și vineri, în intervalul 21-22, iar miercurea în intervalul 21-21-30, programe informative, culturale și muzicale. Toate acestea sub un singur nume, Radio Random. Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, alături de programul muzical Radio Random și mai ales alături de una dintre cele mai importante, întâlnirea noastră, care va fi în retrospectiva culturală în mai puțin de 10 minute. Pentru început, vreau să spun, întâlnirea informativă. Ascultați prietenul dumneavoastră muzical. Ca la fiecare dată de pornit la drum, la Radio Random, grupajul informativ sau informațiile tale care sunt culese din prompterul electronic pentru a le auzi și a, pot să spun, te informa alături de cele mai importante știri ale zilei. De exemplu, 4 urși au atacat o stână în Munții Bucegi și au ucis mai multe oi. Unul dintre cei 2 ciobani care se aflau la stână se afla în stare de șoc și a fost dus de salvamontiș la spital. Starea sa este foarte gravă, căci bărbatul nu mai răspunde la niciun stimul. Pe drum, salvamândiștii s-au întâlnit cu mai mulți turiști și au convins să coboare în Sinaia, pentru că traseele montane din zona Valei Coștilei și Valea Cerbului au fost periculoase din cauza urșilor. Tot pe masă. Temperaturile în acest moment pe radarele capitale indică în centrul capitalei, în Piața Unirii, 27,2 grade Celsius, 27,2 se înregistrează în acest moment pe termometrul din Piața Universității, Piața din Piața Sudului. În acest moment se înregistrează o temperatură de 27 de grade Celsius. Cel mai frig se înregistrează la polul, pot să spun, nordic al capitalei, unde termometrele de la Băneasa indică în acest moment 26 de grade Celsius. Numele meu este Daniel Zvartă și vă mulțumesc că ați fost alături de grupajul informativ al Radio Randomului. Pentru că am ajuns la capăt de grupaj informativ, am terminat partea informativă sau întâlnirea informativă din acest moment pentru a parcurge o oră, pot să spun, importantă din partea Radio Randomului. Facem vinerea una dintre cele mai importante întâlniri, sau mai bine spus, întâlnirea culturală în retrospectiva acestei săptămâni. Ascultați întâlnirea culturală.
Întâlnire, pot să spun, culturală săptămânală, 13-17 august, una dintre cele mai interesante, pot să spun, săptămâni culturale. Am avut o seară de vis la Sibiu, am avut o muzică în alb și negru, tot la Sibiu Film Fest, am avut și cele mai frumoase povești de dragoste, am avut și un protest în această săptămână al actorilor din Constanța, am avut târgul creatorilor populari de la Sibiu, Lumina și Culoare la Simeza, cel mai tare teatru din oraș și mai ales o năpastă jucată alături de Peștera Muierii. Câteva dintre titlurile, pot să spun, mari ale acestei emisiuni care o vom străbate în acest, pot să zic, perimetru de 45 de minute care le mai avem puse la dispoziție. Iar pentru momentele următoare îți doresc o audiție plăcută.